Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Madalina Oprișan și voi fi gazda dumneavoastră în această seară. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Pentru aceia dintre dumneavoastră care participă pentru prima oară la un webinar organizat de noi, dați-mi voie să fac o scurtă introducere. Noi suntem Asociația Techsoup România. Oferim resurse de tehnologie pentru alte organizații non-profit. Astfel încât dacă aveți nevoie de produse software, precum un sistem de operare cu licență, un software de editare de fotografii sau vreți să vă promovați organizația gratuit pe Google, prin programul Google Ad Grants, la noi găsiți resursele de care aveți nevoie. Vă invităm așadar să vă înscrieți organizația în comunitatea TechSoup, dacă încă n-ați făcut-o. Înscrierea este gratuită și durează vreo 10 minute dacă aveți la îndemână documentele organizației. Să știți că peste 1500 de organizații non-profit din România sunt deja alături de noi și fac parte din comunitate și au acces la resurse de învățare, precum este școala digitală pentru ONG-uri. Să vă spun câte ceva despre program. Acesta este al patrulea curs pe care îl organizăm, curs online. Mai urmează altele. Rămâneți alături de noi pentru că pentru început anului viitor pregătim niște cursuri foarte interesante. Vă reamintesc că acest program este finanțat prin IA Grants, în cadrul fondului ONG România. Revenind însă la întâlnirea din această seară, vă mărturisesc că sunt foarte bucuroasă să vorbim astăzi despre industria de e-commerce, mai ales aplicată pe zona aceasta de non-profit. Când ne-am venit ideea acestui webinar, ne-am gândit în primul rând la întreprinderile sociale, la beneficiari care produc lucruri care ar putea să fie mai bine reprezentate și vândute în mediul online. Am contactat-o pe Raluca Radu, pentru că știam că este omul cel mai potrivit să ne facă o scurtă introducere în acest subiect. Mai ales că Raluca este cea care a creat Gala Premiilor e-commerce în România, unul dintre cele mai importante evenimente din industria comerțului online, un eveniment care are o tradiție de 10 ani în România. Raluca are peste 10 ani de experiență în comerțul online, a fost country manager Naspers, rol în care a contribuit la startup și la creșterea site-urilor olex.ro și autovit.ro. Ulterior a fost director de marketing la F64 și în prezent este country manager Answer România. Raluca este pasionată de matematică și a terminat Universitatea Politehnică, așa încât avem alături de noi un specialist în comerț online care știe matematică foarte bine. Nu o să mă mai rețin, așa cum probabil v-ați obișnuit, atât eu cât și colega mea, Elena, acum o să rămânem pe chat și o să urmărim întrebările dumneavoastră, iar la finalul acestei prezentări vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri la care Raluca va răspunde. Această sesiune este înregistrată. În zilele următoare veți primi suportul de curs dacă organizația dumneavoastră este membră în comunitatea TechSoup. Nu să vă mai rețin, pentru că Raluca are foarte multe lucruri să ne spună. Raluca, ne auzi? Am. Sunt că m-au zis și voi. Da, te auzim. Știu că să-ți vedem în curând ecranul. Da. Da, se vede. Să știi că eu o să-mi las microfonul pe mute și noi o să te urmărim și o să urmărim prezentarea. Și să vorbești puțin, să vorbești puțin Da. mai tare, puțin mai tare. O să încep prin a vă spune bună seara și să vă mulțumesc că vineri seara la ora 5 sunteți aici să discutați cu mine despre e-commerce și o să vă rog să-mi puneți întrebări absolut oricând. O să urmăresc ce apare pe chat și ce se întâmplă, ca totul să fie cât mai clar și să eliminăm faptul că nu ne putem vedea în acest moment. O să încep prin a vă povesti puțin despre piața de e-commerce din România. După cum spunea mai devreme și Mădălina, sunt coorganizator al Galei Premiilor e-commerce, proiect care a fost început de Andrei Radu, de fapt, el este fondatorul.
El a început proiectul acum 10 ani, când e-commerce-ul în România însemna ceva de tipul câțiva visători care credeau că se vor putea cumpăra laptopuri și haine pe internet. Lucrul acesta nu părea foarte credibil în acel moment, dar piața aceasta a crescut foarte mult, iar în ultimii ani creșterile de la un an la altul au fost chiar de 100%, spre exemplu 2014 versus 2013, iar acum se continuă o creștere accelerată de 30%. Ca să vă povestesc un pic, practic piața de comerț electronic din România a început în anul 2000, când existau pe piață ocazii.ro, care nu este un magazin online pur, dar prin el se pot cumpăra, practic este o intermediere de produse între vânzători și cumpărători. Emag exista atunci, într-un stadiu incipient, îmi pare rău că nu am acum un touchscreen la îndemână, că v-ați distra foarte tare să-l vedeți. Creșterea accelerată a început în 2007, datorită intrării în UE și a introducerii unor noi metode de plată. Apropo, noi în România, în ceea ce privește plata online, suntem printre primele țări care am implementat standardul 3D Secure. Dacă știți, atunci când faceți o plată online cu cardul, vi se cere o parolă prin 3D Secure. Deci, practic, suntem într-un sistem care cere suficiente confirmări, așa încât să fim safe. Culmea este că, așa cum vom vedea în curând, plata cu cardul online în România este într-un procent foarte scăzut în continuare. Ok. După cum vă spuneam, creșterea accelerată a început în 2007 și s-a păstrat timp de câțiva ani o creștere de la un an la altul de 30%. În 2012, Emag a fost achiziționat de grupul media sud-african Naspers, grup care a investit în Emag și, practic, a investit atunci și în comerțul online românesc, începând să promoveze Emag și comerțul online prin acea campanie Online va fi mereu simplu, la televizor, prin outdoor, nu doar în orașele mari ale țării, ci și în orașele mai mici. Și acest lucru s-a văzut pentru că în 2014 față de 2013 vă spuneam că a fost o dublare a pieței. Practic, la final de 2014, ca să vă dați seama de efectiv amploare, s-a ajuns la 1 miliard de euro piața de e-commerce din România. 1,1 miliarde de euro mai exact. Este vorba doar de, deci nu este vorba de plătit facturi, bilete de avion, deci excludem asta, este vorba pur de e-tail, adică de cumpărături de produse fizice prin magazine online românești. Ok, această creștere s-a menținut. Estimăm că în 2015 a fost probabil o creștere de 50%. Au intrat retaileri foarte mari offline în online. Cred că țineți minte la începutul 2014 sau finalul 2013, începutul 2014, Cora a început să vândă online în România prin coradrive.ro. Carrefour a lansat la Carrefour Online și ei, acești retaileri, au promovat foarte mult faptul că vând online. A intrat de asemenea grupul Inditex România Online prin Zara și Massimo Dutti în primăvara-vara lui 2014. H&M s-a alăturat și el și vinde online. Anul acesta au intrat jucători pentru că piața din România a început să crească atât de mult și chiar mai mult față de alte țări din regiune. De la un an la altul au intrat inclusiv retailer online consacrați din regiune, ca Answer.ro și Zut.ro. Deci toate premisele să crească. Despre piața de e-commerce din România. Raluca, Avem undeva aproape. scuze-mă, cineva pe chat ne roagă dacă poți să treci în formatul slide share ca să vedem toată prezentarea în full screen. Da, sigur. Da, mulțumesc. Ok. Despre piața de e-commerce din România, rata de penetrare a internetului, în primul rând, e undeva aproape de 50%, este la 49,76%, deci din aproape 20 de milioane de locuitori, ajungem undeva la 10 milioane de internauți. Pare un procent mare, dar dacă ne uităm la restul piețelor din regiune, noi în România ne situăm undeva aici. Deci există foarte mult potențial de creștere. Deși suntem una dintre țările, cred că ați văzut știri în presă că suntem una dintre țările unde viteza de broadband, viteza de internet este foarte mare, acoperirea de internet este mare,
Pe de altă parte, este loc de creștere din punct de vedere al numărului de internauți. Iar piața din Cehia și Polonia, piețele din Cehia și Polonia sunt piețe cu care întotdeauna ne comparăm când ne uităm la unde se va putea ajunge, pentru că nu sunt probabil unde va fi România în 2 ani de zile și trendul ăsta s-a menținut în principiu. Deci ne așteptăm să creștem foarte mult. Ok. Din punct de vedere din punct de vedere al totalului pieței. Asta vă spuneam și mai devreme, incluzând servicii, utilități și turism, suntem la 1,1 miliarde de euro tranzacționate e-commerce în România la finalul lui 2014. Pentru 2015, care nu s-a încheiat, ne așteptăm să se ajungă undeva la 1,7 miliarde de euro. Vom afla curând cifrele oficiale. Ca număr de magazine online, marii jucători din piață declară că sunt undeva la 5.000 de magazine. Aceste studii nu au existat efectiv făcute ca cineva să le numere. Ce înțelegem noi prin magazin online este absolut orice pagină de internet care are coș de cumpărături și posibilitate de comandă, flux de comandă, practic. Printr-o parsare pe care am făcut-o acum câțiva ani împreună cu partenerii de la Agile Media, am descoperit, acum câțiva ani, acum 2 ani, am descoperit chiar undeva la 22.000 de site-uri românești care au flux de comandă. Pe de altă parte, multe dintre acestea sunt inactive, nu au efectiv stocuri, probabil sunt business-uri abandonate. Deci, această cifră de 5.000 de magazine online este cea oficială pe care ne bazăm toți momentan, toți cei din piața de e-commerce. Realist, cei care fac business sunt undeva la 200-300 de magazine online. Și asta cred că remarcăm fiecare dintre noi atunci când încercăm să facem cumpărături. Bun. Apropo de această valoare de 1,1 miliarde de euro, este o creștere senzațională în ultimii ani, dar în același timp mai e mult până departe. Dacă ne uităm față de Bulgaria, care undeva la 120 de milioane de euro, e clar că stăm 10 ori mai bine. Dacă ne uităm la vecinii unguri, aceștia la o populație pe jumătatea României sunt la 1,2 miliarde de euro. Deci suntem undeva pe aproape, dar dacă raportăm la numărul de locuitori, e clar că sunt mai avansați decât noi și e clar că și la noi va crește foarte mult această piață. În Polonia suntem la 4 miliarde de euro, deci la fel este clar cât de mult va putea crește, ca să nu mai vorbim de Turcia, Olanda, Germania și așa mai departe. Aici să știți că este o greșeală, lipsește un zero, apropo de Germania. Ok. Principalul indicator prin care putem măsura piața de e-commerce și gradul acesteia de dezvoltare este rata pieței de e-commerce din rata de total retail. În România suntem undeva la 2,5%. Reprezintă din total retail, deci total cumpărături, ce înseamnă cumpărături online. Ok, principalele categorii până la finalul 2014 sunt electro-IT, fashion și home and deco. Spațiul însă dintre electro-IT și fashion este foarte mare, gap-ul dintre aceste categorii. Acum 2 ani, electro-IT reprezenta undeva la 90% dintre cumpărăturile online. Categoria de fashion a prins însă amploare în ultimii ani, odată ce oamenii au căpătat încredere în cumpărăturile online, odată ce au apărut mai mulți jucători, stocuri, produse, diferite avantaje când este vorba despre a cumpăra online și acest segment a crescut. Acum e considerat unul dintre cele mai atractive, dar el se află la doar 140 de milioane de euro la final de 2014. Și se estimează că va fi undeva la 200 de milioane de euro pentru anul 2015. Categoria de home and deco a crescut datorită apariției pe piață a jucătorului Vivre, care a investit foarte mult în marketing, care a avut campanii atractive și care a vândut produse pe piață care nu existau în România, pe care nu le puteai cumpăra din magazinele fizice. Și atunci așa a prins amploare și această categorie, o categorie deosebit de interesantă acum, pentru cine vrea să intre pe ea. Ce se mai vinde în rest online? Este clar că se vinde toate. Dacă ne mai uităm la alte țări din regiune, categoria de articole sportive va crește probabil foarte mult, va mai crește cea de piese auto, dar toate categoriile sunt în general bine reprezentate, iar electro-IT probabil nu va mai reprezenta o
un procent atât de mare din piață. Adică valoarea sa nu va scădea, dar celelalte categorii vor crește foarte mult. Despre cumpărătorul online din România. Deci cine sunt aceștia care cumpără online? Vă spuneam înainte că avem 10 milioane de utilizatori de internet, internauți. E bine, majoritatea stau pe Facebook, dacă știți studiile de piață, undeva între 8 și 9 milioane de utilizatori are Facebook în România, iar dintre aceștia 50% stau pe mobile. Se pare că cam asta fac românii pe internet, nu toți cumpără online încă, se pare că doar undeva la 27% dintre utilizatorii de internet din România cumpără online. Deci avem undeva un pic mai puțin de 3 milioane de cumpărători online din România. 84% dintre ei din mediul urban, 16% doar sunt din mediul rural. Această informație ne ajută destul de mult în momentul în care vrem să începem să vindem online, pentru că știm mai clar unde să ne adresăm, pe cine să targetăm. Este clar că procentul din mediul rural va crește, dar momentan, în principiu, se cumpără în mediul rural, urban. Din punct de vedere al sexului, splitul acesta, acum 3 ani de zile, era 75% bărbați, 25% femei. Între timp, procentul s-a mai egalizat, avem 54% public masculin care cumpără online, 45,2% feminin. Probabil că se va ajunge undeva la 50-50, dacă ne uităm la alte țări mai avansate din acest punct de vedere, din regiune. Ca și vârstă, splitul e destul de egalizat. La cum câțiva ani am observat mai ales categoriile până în 40 de ani, ca fiind cele mai active din punct de vedere al cumpărăturilor. Bun. Ca și particularități. Cea mai mare particularitate de care trebuie să țineți cont este una care e contrar gândirii logice. Bănuiesc că fiecare atunci când vrea să-și deschidă un magazin online sau eu, tipul ăsta de antreprenor l-am întâlnit până acum, se gândește din prima că trebuie să-și implementeze un sistem de plăți online. E bine, greșit, în România momentan 92% dintre cumpărătorii online plătesc numerar la livrare, se plătește ramburs. Asta nu înseamnă că n-ar trebui să oferim posibilitatea de plăți online, dar înseamnă că dacă am oferit doar posibilitatea de plăți online, probabil nici nu vom avea foarte mult succes. Această practică nu e încă atât de des întâlnită pe cât ne-am așteptat să fie. Undeva la 5% sunt plăți online din toate cumpărăturile. Dacă țineți minte, când s-a lansat Carrefour Online, la final de 2013, început de 2014, încercat să educe piața și pe Carrefour Online puteai să plătești doar online cu cardul. E bine, la nici câteva, deci cred că la 6-8 luni de la deschidere, au decis că aceasta n-a fost o mișcare bună și au implementat plata ramburs. Tocmai pentru că nu există această obișnuință pe piață. La întrebarea de ce nu există, și vom vedea în curând o statistică de la Dedalus, dar nu vreau să vă țin în suspans, motivul nu este acela că clienții online nu au încredere să-și introducă datele cardului pe internet. Nu aceasta e cea mai mare temere. Cea mai mare temere a cumpărătorilor online este aceea că vor efectua o plată în avans, practic, și că vor rămâne atunci, să spunem, la mâna magazinului online de la care au cumpărat produsele și că li se vor livra produse greșite, li se vor livra târziu, nu li se vor livra deloc, vor rămâne cu banii blocați. Aceasta e cea mai mare temere pe care o au. Deci este vorba despre o neîncredere oarecum încă în serviciile pe care le oferă magazinul online. Odată ce magazinele online încep însă să ofere servicii de calitate și să respecte bunele practici, probabil ne vom putea aștepta la mai multe plăți online cu carduri. Dar momentan plata ramburs să trăiască, asta vreau foarte mult să rețineți. Bun. Așa, bariere pentru a cumpăra online. Acesta este un extras dintr-un studiu de Dedalus Millward Brown din 2015, din primăvară. Dedalus i-a întrebat pe cei care nu cumpără online de ce nu cumpără online. Cel mai mare procent au spus că n-au încredere să plătească un produs pe care nu-l văd, deci oarecum este corelat cu ceea ce vă spuneam mai devreme. Un procent foarte mare au spus că nu au încredere în magazinele online.
Și este interesant că un procent mai mare decât în 2014 au spus că nu au încredere în magazinele online, ceea ce înseamnă că din această creștere foarte, foarte rapidă a pieței au rezultat și foarte multe experiențe negative. Magazine online care nu au fost pregătite să facă față așteptărilor respectivilor clienți. Bun. Există și categoria care nu are încredere să dea numărul de card pe internet. Mai există problema taxelor de livrare. Foarte mulți preferă să... Noi ne gândim în general ca magazin online că îi oferim clientului o comoditate. Se pare că sunt foarte mulți care preferă să renunțe la această comoditate decât să plătească taxele de livrare. La ce ne mai poate fi utilă această remarcă este faptul că este o campanie care, de marketing care va merge foarte bine și veți remarca asta dacă veți intra în e-commerce sau dacă ați intrat deja. Atunci când oferiți transport gratuit, acest lucru vă va face foarte ușor vânzările. Ok, nu am card bancar cu care să achit cumpărăturile online, nu am încredere practic în curieri și în modul în care sunt mânuite colele. Personal, mi se pare asta foarte interesant pentru că, sincer, firmele de curierat din România sunt competitive și chiar oferă servicii de calitate. Deci cred că există un procent foarte mic de astfel de probleme. Am auzit de la cunoștințe că au avut experiențe negative, prețurile sunt mai mari decât cele din magazine. Asta este cumva corelat cu o percepție pe care noi am întâlnit-o foarte des în studii. În general, clienții se așteaptă ca atunci când cumpără online să găsească prețuri mai mici. Și asta este probabil și cauzat de numărul foarte mare de Black Friday-uri din România. Cred că noi le spunem Black Friday-uri în ideea în care de vreo 2 ani de zile, cred că ați remarcat toți ca și clienți, ca și consumatori de media, ca și privitori la TV, că nu mai avem doar un Black Friday în noiembrie, avem deja cât un Black Friday în fiecare săptămână, în fiecare zi, în fiecare lună, dacă se poate. Se insistă foarte mult pe promoții, reduceri, super reduceri. Iar asta a creat cumva percepția celui care cumpără online că aici ar trebui să găsească prețuri mici. Bun, există și cei care spun că este mai complicat să achiziționeze un produs online și din nou problema faptului că nu se respectă termenele de livrare, produsele întârzie. Bun. Tot apropo de partea de prețuri, în același studiu de la Dedalus Millward Brown, vedem că proporția cumpărăturilor la preț întreg versus reduceri este în favoarea prețului cumpărăturilor la reduceri. Deci majoritatea celor care cumpără online, deci mai mult de jumătate dintre cei care cumpără online, achiziționează produsul atunci când acesta este într-o promoție. Vestea bună este că s-a scăzut un pic față de 2014 ca procent și noi credem că odată ce magazinele online românești oferă servicii din ce în ce mai bune, procentul acesta de reduceri va fi mai mic. Bun. Ce caută cumpărăturii online la un magazin online? Conform aceleiași studiu de la Dedalus Millward Brown, un beneficiu care îi atrage foarte mult este acesta de transport gratuit. Practic așa le puteți oferi și comoditatea cumpărăturilor și faptul că nu simt că plătesc în plus. Am găsit un studiu foarte interesant făcut în state care spunea că un cumpărător online se așteaptă de fiecare dată să, cumva în mintea lui, percepe diferit bugetul pe care l-ar acorda unei cumpărături versus bugetul pe care l-ar acorda transportului. Și studiul respectiv s-a făcut în ideea în care s-a vândut aceeași pereche de pantaloni la, să spunem, 100 de lei cu transport 20 de lei versus transport 30 de lei, iar respectiva pereche de pantaloni ar fi costat, să spunem, 110 lei. Și evident a avut mult mai mult succes varianta în care transportul era la o valoare mai mică. Chiar dacă prețul final ar fi dat la fel în ambele cazuri. Ok. Alte beneficii pe care le caută, v-am spus, partea de reduceri. Asta s-a întâmplat cumva, am uitat să vă spun mai devreme, și datorită faptului că fenomenul de Black Friday a fost unul care a crescut foarte mult piața. EMAG a adus fenomenul de Black Friday în România și asta
cumva a ajutat și la creșterea pieței. Adică odată cu primele Black Friday-uri, primele două ediții, oameni care nu achiziționaseră până în acel moment online au făcut-o atunci. Atunci au început să capete încredere în fenomen, dar au și asociat internetul cu prețuri scăzute. Un alt beneficiu pe care îl caută clienții de la magazinele online este acela de a returna gratuit produsele sau serviciile. Din punct de vedere legal, nu există această obligație. Vă spun asta pentru că am primit des întrebarea asta. Din punct de vedere legal, perioada de retur este de 15 zile calendaristice, dar aceasta se cumulează cu faptul că clientul are voie în primele 15 zile după achiziție să returneze produsul. Deci, în total, are voie să returneze produsul timp de vreo 30 de zile calendaristice total. Bun, dar acest retur este în mod normal suportat de el. Transportul este suportat de el. Dacă doriți să oferiți returul gratuit, acesta e un beneficiu pe care îl oferiți voi lor și care este destul de atractiv pentru clienți. Livrarea rapidă este la fel destul de importantă. Dacă acum câțiva ani era ok să livrezi în 2-3 zile, acum deja așteptările sunt undeva la same day sau next day delivery. Varietatea de produse, asta este o altă percepție și e normal să fie așa. Asta e și ceva ce putem oferi în plus, ca și magazine online. Practic, magazinul fizic având un spațiu limitat, varianta online pentru foarte mulți retaileri le poate oferi posibilitatea de a-și afișa întregul stoc, toate mărimile și mai știu eu ce. Bun. Alte beneficii, la fel de reduceri în funcție de loialitate, posibilitatea de a urmări statusul comenzii, procedura de înlocuire a produselor sau serviciilor să fie rapidă, servicii de consultanță și așa mai departe. Mai este partea de livrare predictibilă. N-am văzut-o în acest status, dar în acest studiu, dar este un beneficiu pe care clienții și-l doresc și pe care, din păcate, în acest moment nu multe firme adică mai nicio firmă de curierat nu-l poate oferi efectiv. Majoritatea pot spune clientului că va primi coletul în acea zi, dar este destul de nerealist să ne gândim că un client poate sta toată ziua acasă să aștepte comanda de la noi. Ceea ce se dorește de către toate firmele de curierat este să ajungă în curând la livrare predictibilă, astfel încât să-i poată spune clientului că vor ajunge la el undeva între orele 3 și 5, să spunem. Bun. Un alt lucru foarte important, nu o să mai trec prin toate, că altfel nu mai terminam veci această prezentare, un alt beneficiu foarte important este pe zona de online, ca produsele și serviciile să aibă informații detaliate. Mai ales pentru că lipsește interacțiunea aceasta cu vânzătorul din magazinul fizic, doresc mai ales că poate fac cumpărături noaptea, să spunem, și nu am cum să sun serviciul vostru de servicii, de relații cu clienții, îmi doresc să am cât mai multe informații, îmi doresc să știu din ce material este confecționat produsul, termen de valabilitate, dacă este vorba despre alimentare și băuturi, cât mai multe detalii despre el. Un alt lucru pe care și-l doresc este ca magazinul online să fie ușor de folosit și o să vorbim imediat mai mult despre asta. Prețuri. Un alt lucru care interesează sunt comentariile la produse și servicii, acesta fiind un beneficiu cât de cât legat de partea de informare. La fel, pozele este important să fie clare și este important să avem o varietate mare de produse și servicii. Bun. În același studiu de Dallas Millward Brown, ca să mă repet cu asta și să rămână foarte, foarte clar, partea de livrare este foarte importantă. Ce înțeleg cumpărătorii online prin români prin experiențe negative? 40,7% au răspuns că înțeleg întârzierea livrării. Deci acesta e un lucru foarte, foarte neplăcut, se pare. O altă problemă a fost diferența între produsul comandat și cel trimis, eventual mărimi diferite, culori diferite, sau cine știe ce, produse de calitate inferioară și multe altele. Ok. Asta e o întrebare pe care noi la GPEC o primim foarte, foarte des de la presă, televiziuni și așa mai departe. Cât achiziționează românii de pe site-urile străine? Ei bine, achiziționează, dar nu un procent atât de mare pe cât ne-am aștepta. Procentul ăsta chiar a scăzut, a crescut practic apetența pentru site-urile românești. Deci e clar că cu cât magazinele online românești vor oferi servicii mai de calitate, cumpărăturile din străinătate vor dispărea încet, încet.
datorită termenelor mari de livrare, costurilor mari de transport, acestea fiind toate beneficii pe care cumpărătorii online români le caută. Deci undeva la 21,7% cumpără de pe site-uri străine. Restul sunt cumpărături de pe magazine online românești. Bun. Valoarea medie a tranzacției. Atunci când vorbim de plată online cu cardul, deci de acel procent foarte, foarte mic, de 5% de pe piață, este de 47 de euro de pe site-urile românești și 65 de euro de pe site-urile străine. Este interesant că pe site-urile străine majoritatea cumpărăturilor se efectuează online cu cardul, evident, nu ramburs. Deci atunci când este nevoie, se poate. Bun. Dacă nu ne uităm la... Deci aceasta era valoarea medie a cumpărăturilor online pe atunci când plata este făcută online cu cardul. Dacă plata se face ramburs, valoarea coșului mediu, deci prin coșul mediu de cumpărături, înțelegem efectiv cumpărătura, produsele care au fost adăugate odată în coșul de cumpărături. Asta ca să fim, ca să folosim așa o paralelă cu magazinul fizic. Valoarea medie a coșului de cumpărături pe România este undeva la 470 de lei, conform statisticilor Gemius România, iar în total un cumpărător online român, deci unul din acei 3 milioane, cumpără de 2260 de lei pe an. Bun. Nu vă bag în partea aceasta. Bun, unde caută informații și unde fac efectiv cumpărăturile online, cumpărătorii români? În același studiu de Dedalus Millward Brown au pus întrebări cei de la Dedalus pentru cumpărătorii români despre de unde efectiv fac cumpărăturile, de pe smartphone, de pe tabletă și așa mai departe. Este interesant, ca să nu trecem prin tot studiul, faptul că a crescut foarte mult procentul de cumpărături prin smartphone și prin tabletă. Ca statistici de piață, deci nu acestea din acest studiu, undeva la 30% din cumpărături, asta dacă ne ferim la media pieței, sunt deja făcute în România de pe telefonul mobil. Deci nu de pe telefonul mobil plus tabletă, chiar de pe telefonul mobil. Bun. De Black Friday anul trecut s-a cumpărat de 75 de milioane de euro. Statisticile de anul ăsta nu le avem încă 100% oficiale și de asta nu le-am adăugat aici. Miercuri este ziua din săptămână când se cumpără cel mai mult online. Asta însă nu trebuie să ne intereseze foarte tare, este clar că depinde foarte mult și de când își trimit marile magazine online newsletter-uri, spre exemplu, sau de când încep promoțiile. Ok, o să trec de partea asta, că am avut deja prea multe cifre. Ok, vă spusesem mai devreme despre coșul de cumpărături total mediu pe piață de 470 de lei. Dacă ne uităm acum pe fiecare categorie de produse, cei de la Gemius spun că coșul mediu de cumpărături pe travel and booking, deci pe zona asta de bilete, este de 1230 de lei. La fel aici procentul e foarte mare pentru plăți online, deci nu pentru plăți ramburs, normal. Pe partea de IT&C electronice și electrocasnice suntem undeva la 990 de lei. Doar pe nișa de smartphone-uri și gadget-uri 810 lei. Pe categoria de fashion și accesorii 280 de lei este comanda medie, iar pe cosmetice undeva la 230 de lei. Aici cei de la Gemius au făcut și un split între coșul, valoarea medie a coșului de cumpărături în cazul bărbaților și în cazul femeilor. În zona de travel, spre exemplu, cumpărăturile online făcute de bărbați sunt mai valoroase. În zona de fashion, în mod foarte interesant, la fel. Deci se pare că bărbații cumpără mai mult online sau de valori mai mari față de ce. Bun. Ok. Tot din studiul de Dedalus, o să vă mai zic foarte, foarte pe scurt, în afară de efectiv categoriile de piață și de din ce categorii cumpără cele mai multe produse, este interesant că atunci când au fost întrebați efectiv, deci nu este vorba despre efectiv ce au cumpărat, când au fost întrebați cumpărătorii online din România ce cumpără,
Oarecum topul s-a păstrat. A fost însă foarte interesant că un procent mult mai mare a declarat că ar cumpăra îmbrăcăminte și încălțăminte online. Deci e clar că barierele psihologice pe zona asta s-au îndepărtat și categoria va crește foarte mult. Bun. Asta mai e destul de interesant. Să trec cu vederea. Din punct de vedere al fidelității față de un magazin online versus apetența pentru reduceri, tot cei de la Dedalus în același studiu au întrebat câți cumpărători online români sunt loiali unui brand și cumpără doar de la acel magazin online și câți anume așteaptă produse la reduceri. Nu contează foarte mult pentru ei de la ce magazin online cumpără. Și au rezultat practic trei categorii de cumpărători. Cumpărători loiali, care au un magazin online preferat de unde cumpără produsele, cumpărători de tip repertoar, i-au numit cei de la Dedalus, care au două, trei magazine online preferate în care caută produsele de care au nevoie și cumpărătorii care sunt orientați pe preț și de fiecare dată caută cel mai mic preț sau văd o promoție sau, spre exemplu, au nevoie de un produs și decid să introducă respectivul produs pe un comparator de prețuri și să vadă unde anume la ce magazin online vor găsi cel mai mic preț pentru acel produs. S-a remarcat, practic, că există o corelație între anumite categorii de piață și aceste tipuri de cumpărături. Adică, pe o categorie de, spre exemplu, să luăm pe cumpărătorul online Gigi, poate atunci când își cumpără produse AT&C, preferă de fiecare dată să cumpere de la EMAG sau doar de la EvoMag, dar atunci când își cumpără haine, este orientat pe preț, să spunem. Deci s-a observat că nu este atât legat de cumpărătorul online Gigi sau Măriuca în sine, cât este efectiv legat de categoria de produse. Și ce au descoperit cei de la Millward Brown a fost așa. Pe zona de... pe următoarele categorii, cumpărătorii sunt mai degrabă loiali unui anume magazin online și cumpără doar de acolo. Și este vorba de categoriile de produse și servicii de telefonie mobilă, de farmaceutice și sănătate, de bilete de avion și de bilete la spectacole. Deci pe aceste categorii, mai degrabă, clienții rămân loiali unui singur brand în care au încredere. Pe următoarele categorii, clienții sunt mai degrabă de tip repertoar, adică au două, trei magazine online în care au încredere și caută de la acestea. Este vorba despre categoriile de IT&C electronice și electrocasnice, fashion, îmbrăcăminte, încălțăminte, cărți, ziare, reviste și cosmetice, parfumuri. După părerea mea, mai este vorba și despre, adică statistica a arătat așa, tocmai pentru că, sincer, nu există mult mai multe magazine online cu adevărat de încredere care au investit în marketing și în brand pe aceste categorii. Deci este absolut normal să fie așa. Bun. Iar pe zona de produse auto s-a observat, plus asigurări roviniete, s-a revelat conform studiului faptul că cumpărătorii sunt mai degrabă orientați către preț și caută de fiecare dată cel mai mic preț. Au încredere altfel în servicii. Bun. Pe aceste categorii de produse s-a remarcat că cumpărătorii sunt împărțiți în mod egal între repertoar și orientați către preț. Este vorba despre casă și grădină, articole sportive, jucării și software și jocuri. De asemenea, cred că aici asta ține de faptul că nu există niște branduri efectiv care să se fi impus de mult pe piață pe aceste categorii de produse. Bun, ca să trecem la lucruri puțin mai practice. De ce am efectiv nevoie pentru a-mi deschide un magazin online? Dacă eu sunt un producător și m-am hotărât că poate produsele mele ar putea fi mai ușor vândute online decât efectiv prin a face o investiție într-un magazin fizic, într-un centru comercial sau mai știu eu ce, primul lucru de care am nevoie este efectiv de o platformă. Platforma este... practic un website, deci așa cum vedeți absolut orice website pe internet, la ea însă adăugându-se boxul de comandă. Deci este practic ceea ce vedem în orice site, blog, site de prezentare, site de știri, dar are și partea de flux de comandă adăugat. De aceea este cumva mai complex.
Mai are de asemenea în principiu și partea de cont al clientului și asta îl face și mai complex, pentru că trebuie să corelezi website-ul efectiv pe care prezint pagini de produs, de categorie de produse și așa mai departe, trebuie să le corelezi cu un cont al clientului și practic cu o bază de date în care țin conturile de client. Vă spun asta în ideea că este practic un website de 4 ori mai complicat, adică față de un blog pe care poate pot să cheltuiesc undeva la 1000 de euro pentru a-mi-l crea, maxim, adică mediu, cheltuiesc undeva la 1000 de euro, pentru a-mi crea un magazin online, în general am nevoie de un buget undeva la 3000-4000 de euro. E undeva, asta ar fi un minim, după părerea mea. Bun, de ce mai am nevoie? Partea de bază de date de comenzi și clienți trebuie să-mi fie legată la un soi de sistem CRM, în care, practic, eu să leg stocurile pe care le am de clienții mei și, efectiv, de comenzi, prin acest CRM să mă leg, efectiv, și la firma de curierat. De ce mai am nevoie? Este de cunoașterea clientului și de marketing. De ce am nevoie de cunoașterea clientului foarte, foarte clară? Ca să nu cheltuiesc foarte mulți bani pe marketing și mai ales ca să nu cheltuiesc bani aiurea. Pentru că, în principiu, îmi imaginez că nimeni nu vrea să înceapă nimeni nu are buget de a începe un magazin online de 1 milion de euro. Sunt sigură că nu este așa. O investiție minimă, dacă este să fim realiști, e undeva la 5.000 de euro pentru a ne deschide un magazin online. Iar mare parte din acești bani se vor duce în platformă. Acum, ca să testez dacă efectiv există public pentru magazinul meu online, dar ca totuși să fac lucrurile ca lumea, eu v-aș recomanda, dacă n-ați început să o faceți încă și dacă voi sunteți producători efectiv, spre exemplu, dacă produceți, cum mi-a tot dat exemplu astăzi, mădălina, dacă produceți magiun natural din nu știu ce regiune, cea mai bună variantă este să testez dacă există public pentru produsele mele printr-un soi de struțocămilă. Nu este efectiv un magazin online. Există două variante, cred că există și mai multe, dar în acestea două eu am încredere și vi le recomand. Există Shopmania Biz, și v-am dat aici link-ul, veți primi și prezentarea, și Content Speed Startup. Acestea sunt două alternative prin care efectiv vă puteți crea un magazin online în platforma lui Shopmania sau în platforma lui Content Speed. Dezavantajele acestor platforme țin mai ales de dimensiune. Nu puteți să introduceți pe ele 5.000 de produse sau nimic de tipul ăsta și nici nu vă oferă foarte multe facilități, nu vă oferă o extraordinară personalizare a magazinului online. Dar în ele vă puteți afișa produsele și puteți să investiți un minim buget de marketing să vedeți dacă efectiv produsele voastre prezintă interes. Nu numai că puteți testa, să spunem că ați descoperit deja că prezintă interes. Este un prim pas într-un plan de afaceri, că dacă poate nu aveți un buget foarte mare de a investi în platformă, puteți să vă urcați produsele pe Shopmania Biz sau pe Content Speed Startup, puteți să începeți să vindeți și odată ce acumulați niște venituri, pe acestea să le investiți mai departe în platformă. Deci eu zice că ăsta e level 1, așa, dacă ne uităm în gaming. Apoi, dacă m-am hotărât sau dacă am buget efectiv și vreau să investesc într-o platformă, eu la fel vă spune că nu trebuie de la început să vă lăsați jegmăniți de diversi dezvoltatori de magazine online. Nu pentru că aceștia n-ar face treabă bună, pentru că sunt foarte mulți dezvoltatori în care am încredere și vă pot recomanda oricând, dar ideea este că dacă nu am musai buget sau dacă nu știu sigur că am un plan de afaceri solid sau nu știu sigur că există interes pentru produsele mele, eu aș merge la fel pe o platformă minimală, care una dintre cele pe care le prefer este cea de la WooCommerce, care funcționează pe WordPress, dacă știți, spre exemplu, și ați mai avut un blog sau un site-uleț mic. Este foarte, foarte ușor de folosit și până într-un număr de produse chiar este ok, se poate integra ușor cu câteva tipuri de CRM-uri și există integrări ușurele făcute cu anumiți produse pe piață. Deci, practic, își face treaba până la un anumit grad de dezvoltare al afacerii voastre. Iar apoi, dacă ajungem la nivelul 3, ca platforme,
Există Magento, PrestaShop, OpenCart, care sunt cele mai folosite pe piața din România. OpenCart e folosită de undeva la 25% din piață, PrestaShop la fel, deci acesta este locul 1, locul 2, iar pe locul 3 se află Magento, undeva la 20% din magazinele online române folosindu-l. Alte variante pe care chiar le recomand sunt platforme online românești, dezvoltate de români. Dezavantajele lor sunt următoarele. N-au fost testate pe mii de magazine online. Deci, practic, PrestaShop, OpenCart și așa mai departe sunt niște soluții open source din afară care au fost evident testate de foarte mulți programatori, au fost perfecționate. E bine, soluțiile românești nu au acest avantaj, evident au fost folosite de mai puține magazine online, dar în același timp avantajele lor sunt, în opinia mea, faptul că sunt customizate pe anumite particularități ale pieței. Practic, vor face mai ușoară plata ramburs la livrare, ceea ce e o particularitate a României, în niciun caz nu o întâlnim în state. Face mai ușoare integrările cu principalele firme de curierat, care sunt în ordinea aceasta Fan Courier, Cargus, DPD, iar mai apoi Nemo Express, Fastius și alte firme de curierat. Deci, cam acestea ar fi variantele. Dacă aveți, deci, buget de a investi, veți alege între Magento, PrestaShop, OpenCart, ContentSpeed, SilkWeb și WIS Extended. Acestea sunt trei platforme românești. Nu mai știu dacă am zis mai devreme, dacă nu am zis-o acum. Ok. Oricând aveți nevoie de o recomandare, eu și colegii mei de la GPEC vă facem cu mare drag. Bun. Aici ce n-am mai spus este faptul că această alegere a platformei este pe de-o parte și ceva emoțional, pentru că e foarte greu, spre exemplu, dacă mi-ați spune acum că vreți să vă cumpărați o mașină nouă, e foarte greu să ai un algoritm după care recomanzi efectiv un, nu știu, o Mazda versus un Golf versus nu știu ce. E clar că există și un factor emoțional. Este clar și ceva care ține de buget. Un Logan își face treaba, o Mazda 3 își face treaba și mai bine, cam zis de Mazda, un Mercedes o să-și facă treaba și mult mai bine. Deci ține și de buget, ține de factor emoțional, dar în același timp ține și de câteva lucruri practice. Adică de numărul efectiv de produse pe care vreți să le adăugați, de cât de detaliate vreți să fie acele produse și de diverse integrări pe care vreți să le faceți. Vreți să faceți integrări cu un anume CRM în spate. Vreți să faceți integrări cu nu știu ce sistem. Deci va depinde foarte mult și de asta și va depinde de alte personalizări pe care vi le doriți. Spre exemplu, vreți ca site-ul vostru să arate bine și pe mobil. Vreți ca site-ul vostru să aibă un câmp imens de căutare în mijlocul paginii. Toate chestiile astea se fac mai ușor pe unele platforme, mai greu pe alte platforme. Deci cam de asta trebuie să țin cont când vreau să-mi aleg platforma. 1. Ce buget am? Am deja un plan de afaceri solid și vreau să trec la nivelul 3 sau vreau să încep cu nivelul 1 sau 2. Iar apoi, factori diversi emoționali, cine vă convinge mai bine, aveți un dezvoltator care, spre exemplu, dezvoltă pe PrestaShop și în care aveți încredere, bun, și asta va conta foarte mult, dar și ce anume vă doriți de la acel magazin online, cum vă doriți să arate, cu ce doriți să-l integrați, ce funcționalități doriți să aibă. Bun. Apoi, spuneam de minimul plan de afaceri. De fapt, asta spuneam mai devreme, nu este la apoi. La nivelul 1, vă întrebam dacă există efectiv interes pentru produsele voastre. Ei bine, asta puteți să o aflați din mai multe lucruri. Odată din sondaje și studii de piață, pe care fie le plătiți, fie dacă nu aveți buget pentru așa ceva, puteți să căutați prin presă sau online informații de tipul acesta. Sau mai există câteva tool-uri, nu vom avea timp să discutăm astăzi despre ele, dar majoritatea sunt gratuite sau au variante gratuite și sunt destul de ușor și intuitiv de folosit. Este vorba despre Google Keyword Planner, care vă arată pe România și chiar dacă doriți doar pe o regiune în parte, ce anume caută românii. Și veți vedea acolo că foarte mulți, spre exemplu, caută majun de topoloveni sau alții caută dulceață de smeură organică, să mai știu eu ce. Și astfel vă puteți da seama dacă există interes și poate există interes, dar nu există ofertă. La fel, Google Trends face ceva destul de similar, Alexa și SimilarWeb
Vă pot o arăta pentru site-uri similare, spre exemplu, să zicem, pentru un magazin online care comercializează și el Magiun, vă poate arăta dacă are trafic, dacă are succes, veți putea afla mai multe detalii despre el. Și dacă acela are trafic și succes, înseamnă că poate și un business similar ar putea avea. La fel aici vă stau oricând la dispoziție pentru mai multe detalii, căci nu avem timp acum. Bun. Apoi, pe partea de plan de marketing. Nu, vom ajunge la final acum. Bun. De ce mai am nevoie atunci când îmi construiesc un magazin online? Asta apropo de ce vă spuneam mai departe cu platforma și cu funcționalitățile. Foarte mulți pornesc în procesul ăsta și își realizează magazinul online în funcție de cum arată bine. Și aleg ei un albastru cu verde, cu galben și așa mai departe. Pentru ce milităm noi la Gala Premiilor e-commerce? Este pentru bune practici și pentru utilizabilitate. Mai important decât la oricare site, la un magazin online, trebuie să mă gândesc, la fel ca și la magazinul fizic, să fie foarte, foarte ușor ca clientul să intre în magazinul meu online, să poată privi ușor pe rafturi ce anume vând eu și să fie organizat. Da? La fel ca atunci când intru în Carrefour sau în Cora sau în orice alt hipermarket, nu cred că mi-ar fi ușor să găsesc la grămadă acolo gem cu snacks-uri, cu friptură, cu scutece, cu șosete și cu toate cele și să fie toate pe peste tot. Deci trebuie să am o organizare foarte, foarte clară, trebuie să fie foarte clar unde anume e casa de cumpărături, trebuie să fie clar unde e coșul de cumpărături și să-mi fie ușor să iau acel coș de cumpărături și să-l umplu cu produse, iar apoi trebuie să fie clar unde e casa și cum anume plătesc. Și trebuie să-mi fie ușor să fac chestia asta. Asta e important și atunci când îmi fac un magazin online, pentru că altfel îmi voi face un magazin online și voi avea senzația că produsele mele nu au succes, când de fapt este vorba despre faptul că magazinul meu online pur și simplu sucks. Aici vorbim despre usability și usability e ceea ce vreau să vă arăt în următoarele slide-uri. Cum arată acest slide versus acest slide versus acest slide versus acest slide, da? Despre asta este vorba când spun usability. Este vorba despre a mă exprima folosind mijloace care să fie foarte, foarte ușor de înțeles pentru clientul meu. Trebuie efectiv să mă exprim ca la școală. Este vorba despre ușurința utilizării unei pagini web. Și pentru asta noi la GPEC avem un program care se derulează absolut în fiecare an, care se numește Competiția GPEC, în care teoretic până la final dăm premiile pentru cele mai bune magazine online. Dar în afară de asta, noi ce facem este să luăm fiecare magazin online care se înscrie și plătește taxa de înscriere, care e undeva la 250 de euro pe an, îl luăm la puricat în funcție de 120, peste 120 de criterii de jurizare și vedem că respectă bunele practici și că este ușor de folosit de către client. Deci, practic, îl ajutăm să fie mai ușor de folosit pentru clientul lui. Și ce înseamnă asta? O să trec un pic mai repede. Din studiile noastre și din studiile celor din afară, tot ce veți auzi practic mai departe, a fost confirmat din studiile din afară, a fost confirmat de noi la GPEC prin studii proprii, derulate în 2010-2012, odată la 2 ani. Toți clienții se așteaptă, majoritatea clienților practic se așteaptă să găsească linkul către homepage într-un magazin online, se așteaptă să-l găsească în colțul de stânga sus, așa cum vă arată această imagine. Dacă voi îl veți pune jos undeva, majoritatea se vor simți pierduți. E ca și cum, într-un hipermarket, am folosit modelul ăsta, voi veți pune casele de marcat în mijlocul magazinului. Dom'le, dacă clientul a fost obișnuit de toate celelalte hipermarketuri ca casa de marcat să fie la ieșire, este clar că el o va căuta la ieșire. De ce l-aș confuza eu, mai ales că poate se grăbește, poate n-are oricum încredere în mine, poate îi se va părea o tâmpenie și atunci va alege să nu mai cumpere. La fel e și cu aceste bune practici relevate de studii. Deci, clientul și probabil și voi v-ați simțit, ați fost în această ipostază, se așteaptă întotdeauna ca linkul către homepage să fie în colțul din stânga sus, într-un magazin online. Câmpul de căutare, majoritatea se așteaptă să fie în colțul din dreapta sus.
mai există și cei care se așteaptă și tendințele spre 2015, către asta au dus, asta e dintr-un studiu din 2012, au început să se aștepte pentru că marile magazine de tipul Amazon și EMAG au mers către asta, ca câmpul de căutare să fie undeva în mijloc. Oricum, oricare dintre două, cele două variante e mai ok decât să-l punem, spre exemplu, în footer sau în zona aceasta. Am dat aici un exemplu de pe EMAG și de cum arată câmpul de căutare de aici. Funcția de căutare este una care veți vedea că este, dacă nu sunteți deja în e-commerce, veți vedea, este una dintre funcțiile cele mai importante pe care trebuie să le satisfacă un magazin online, pentru că în principiu sunt doar două, trei tipuri de cumpărători. Sunt cei care intră și caută în magazinul vostru online, sunt cei care vor naviga pe categorii și mai sunt cei care ajung în magazinul vostru online direct într-o pagină de produs sau de categorie dintr-o campanie comercială. Dar în principiu cam astea sunt tipologiile. Deci partea de căutare, să zicem că e cel puțin o treime din ceea ce fac clienții pe magazinul vostru online. Intră și caută diverse lucruri și de asta este important să îi ajut să găsească. Bun. Chiar să vă dau un exemplu, că l-am și păstrat pe aici. Intrasem pe medirosiamontană.ro și m-a distrat foarte tare că am văzut că comercializează ciorapi, dar la partea de căutare am dat căutare ciorapi și mi s-a spus că n-au fost găsite produse care să corespundă criteriilor selectate de mine. Deci este clar că am o mare, mare problemă. Bun. O secundă ca să ajung din nou în full screen. Exact asta nu doream să se întâmple, dar s-a întâmplat. Ok, deci până vom ajunge la slide-ul respectiv, o să repet, partea de căutare e foarte importantă și de asta în primul rând trebuie să funcționeze și în al doilea rând trebuie să fie foarte, foarte ușor de găsit pentru clientul care intră pe magazinul meu online. Trebuie să se afle undeva în partea de sus, trebuie să fie un câmp generos și bine evidențiat prin culoare. Bun. Mai departe. E nici chiar așa. Imediat. Mă scuzați. Bun. Un lucru foarte util, vă dădeam aici un exemplu, este, spre exemplu, atunci când evidențiez câmpul de căutare, să și spun, caută acum în peste X produse. De ce? Pentru că îl incit și pentru că îi dau încredere, practic, cumpărătorului meu online. Ok. Tot apropo de amplasare și usability, o să trec repede prin ele, pentru că nu vom avea timp, dar vreau să vă explic ce înseamnă usability și de ce e bine să fac asta de la început, ca să pot să vând online. La fel, toți clienții se așteaptă ca bara mea de categorii și produse să se afle în partea stângă, undeva sub header și sub link-ul către homepage, deci cum este la Amazon. De asemenea, cum este și la EMAG. Ok. Varianta aceasta de a o pune undeva sus, nu spune nimeni că este greșită, dar nu este cea mai folosită. Da? Poate fi amplasată și așa și nu spune nimeni că este greșit, undeva la 60% din magazine l-au acolo. Să o plasez încă, însă să o amplasez, spre exemplu, aici, în partea dreaptă a ecranului, ar fi ceva complet neutilizabil la care clientul nu se așteaptă. Bun, partea de cont. Și am văzut că în România deja există din ce în ce mai multe magazine online și site-uri care se facă greșeala să nu pun aici partea de cont, deci cred că e destul de clar. Partea de cont trebuie să regăsească întotdeauna în partea de dreapta sus, în colțul din dreapta sus. La fel tot aici se așteaptă clientul să găsească coșul de cumpărături. Prin coșul de cumpărături înțeleg acel buton de coș care mă duce în coș și văd ce am adăugat până atunci. Și de aici pot finaliza comanda. Ok? O să trec mai repede. De asemenea, butonul de contact, în general, la fel, clientul se așteaptă să-l găsească undeva în prima bară. Este foarte importantă pagina de contact, la fel ca și pagina de despre noi, pentru că dă încredere, mai ales dacă nu sunt EMAG sau nu sunt Fashion Up sau nu sunt un magazin online care este de mult pe piață.
Este greu de crezut că cineva va cumpăra de la mine fără să găsească pagina de contact și să-mi dea un telefon, fără să vadă că efectiv exist, fără să vadă ceva despre mine. Deci această pagină dă foarte multă încredere și e bine să nu am un footer, ci să o am în meniul de sus, undeva, de preferat în colțul de dreapta sus sau cât de cât aproape. Deci, practic, în colțul de dreapta sus, în mod ideal, trebuie să am partea de cont, partea de coș de cumpărături și partea de contact. Cam așa arată o pagină de contact ideală. Aici am dat un exemplu de la PC Garage și o să vă mai dau câteva. Chiar la cel mail din Roșia Montana am găsit o pagină despre noi care mi-a plăcut foarte mult. Pe pagina de contact trebuie să am foarte clar programul de lucru ca să se știe dacă lucrez sau nu lucrez sâmbătă, dacă mă pot sau nu suna sâmbătă, dacă nu mi-ai răspuns acum la telefon, mai este cazul să insist sau nu. Link-uri către paginile sociale, care și ele dau încredere, adresa fizică de contact, ideal și un sprint screen din Google Maps despre cum se poate ajunge la mine, numărul de telefon și cu cât mai multe detalii, cu atât mai bine. Partea de termeni și condiții, și o să revenim apoi la despre noi probabil, partea de termeni și condiții este important să existe pe site și să, dacă eu comercializez online, și asta nu doar din punct de vedere client, ci și din punct de vedere legal. Și întotdeauna, din punct de vedere usability, trebuie să fie amplasată undeva în footer, undeva la mijloc, nu contează, atât de mult. O să trec peste detaliile acestea. La ce se mai așteaptă clienții să găsească în magazinul vostru online? În pagina de categorie se așteaptă să găsească filtre. La foarte puține magazine online găsim acest lucru la început. Filtrele fac, practic, clienții voștri să găsească mai ușor produsele pe care le caută. Bun. O să trec un pic mai repede. Bun. Ce este mai important? După cum ați văzut mai devreme, în studiile de Dalus, reiese foarte, foarte clar că pentru cumpărătorii online este important nu doar să găsească informații detaliate despre produsele pe care le vindeți, ci și să se bucure de niște imagini de produs mari, clare, detaliate. Mai mult decât atât, din punct de vedere marketing, dacă tot nu pot să ating produsul, este important ca această imagine de produs să arate bine. Și aici o să vă dau un exemplu, poate să arate așa sau poate să arate așa. De unde sunt mai tentat să cumpăr? Cred că este evident ca al doilea exemplu. Ok. Un alt lucru foarte important și de asemenea și legal este ca eu în pagina de produs să arăt exact prețul produsului și din punct de vedere legal este foarte important să arăt exact tot prețul. Deci nu să-i arăt prețul de 100 de lei, iar apoi în coș se mai adaug și TVA-ul. Este important și legal să arăt tot prețul cu toate taxele incluse, eventual chiar explicat cât este prețul, cât sunt taxele și așa mai departe. Iar de asemenea este important în postul de cumpărături să-i spun cât va costa transportul. Bun. Așa, o să trec un pic mai repede. O să trec un pic mai repede, nu de alta, de altfel nu mai avem nicio șansă să încheiem, că deja ne-am închis. Bun, un alt lucru foarte important de usability, pe care, spre exemplu, la magazinele online la care m-am uitat astăzi, de prin zona aceasta, nu există. Un lucru important atunci când vând online este să am foarte clar procesul meu de comandă evidențiat prin culori de acțiune. Spre exemplu, la cei de la water.ro, butonul de adaugă în coș este roșu. Deci, nene, dacă am intrat în pagina asta, este absolut evident că acești oameni chiar mă lasă să comand online. De aceea e foarte important să existe butonul de adaugă în coș, ca să diferențiez între un site de prezentare și un site pe care efectiv se poate comanda online. Asta în primul rând. Iar în al doilea rând, pentru a nu lăsa pe om să stea să caute casa de marcat, trebuie să fie clar unde este. Să fie foarte clar unde este acest adaugă în coș. Bun. Cred că o să trec un pic mai repede ca apoi să vă las niște exemple practice. Bun.
Nu știu ce a pățit calculatorul. Un alt lucru apropo de search, nu numai că e important să-mi întoarcă faptul că am ciorap pe site sau nu, ar fi ideal, pentru că s-a creat obișnuința asta de la Google, ca atunci când încep să scriu ciorâ, să mi se completeze cu ciorap și să mi se completeze în mod ideal direct cu ce fel de ciorap pot să cumpăr dintr-un magazin online. Ok, un alt lucru important, exact apropo de ce am văzut mai devreme, nu e important doar să îmi fie arătat că existau ciorapi pe acel site, dar era important ca dacă nu există niciun produs, să nu mă las într-o pagină fadă în care să-mi spună, domne, n-am absolut niciun fel de produs pentru tine. Ar fi fost absolut ideal să-mi spună, domne, nu am ciorapi pentru tine, dar ia uite că am nu știu ce fel de căciuli sau altceva și să-mi dea două, trei sugestii care poate m-ar fi ajutat. Secundă, să vedem dacă mai era ceva important de zis. Și o să vă și exemplific despre ce vorbea. Ok, deci important este, nu cum am spus mai devreme, am căutat șosete și nu mi-a arătat nimic, da? Sau am căutat, nu au fost găsite produse. Ok, nu au fost găsite produse, dar uite, poți să-ți cumperi de la mine jambiere, să zicem, și îți arăt două, trei imagini de jambiere pe care le pot eu, ți le pot eu oferi. Ok. Alte lucruri importante. De pe prima pagină ar trebui să aflu care este value proposition-ul tău, da? Deci de ce aș cumpăra eu de la tine? I-am luat tot pe cei de la Made in Roșia Montană, nu știu dacă sunteți pe aici sau nu, dar aici e un exemplu pozitiv. Din dragoste, produse 100% din lână. Deci, nene, asta îți ofer eu ție ca magazin online și de asta ar trebui să cumperi de la mine. Mă uitasem, cred că la cei de la atelierul de pânză, de asemenea mi-a plăcut foarte mult că aici este foarte clar de ce să cumpăr de la tine și anume pentru că eu ajut, vorbesc despre efectiv beneficiile sociale pe care le ofer. Ok, bun. Așa, alte lucruri importante. Încă din homepage este important să arăt cele mai populare produse, da? Deci nu să spun doar că ofer produse 100% din lână, dar să-l și incit pe cumpărător să intre la mine în magazin online. Practic, homepage-ul este ca un fel de vitrină din magazinul fizic. Trebuie să-i arăt niște ciorapi 100% din lână, niște jambiere, niște căciul care eventual să arate foarte bine și să-l incite să caute, să-l incite să cumpere, să-l incite să afle mai multe. Ok, la pagina de mi-am adus aminte că asta vreau să vă arăt, am făcut foarte, foarte mult, pagina de la Made in Roșia Montană. Ce nu mi-a plăcut a fost că intru în această pagină și în primul ecran îmi apare doar o poză. Asta nu mi-arată că mai jos voi avea text. Deci asta nu este bine teoretic, trebuie chiar din primul ecran, de pe rezoluțiile cele mai nasoale posibil, ca eu să vin cu informații, ca omul să înțeleagă că trebuie să scroleze, pentru că foarte mulți nu fac asta. Dar ce mi-a plăcut foarte mult a fost că există aici o poveste, tot a început după Crăciun, tra-la-la. Am înțeles efectiv cine face aceste produse, ce se întâmplă. Exact asta vrea să afle și clientul și, în general, cred că, după cum știți, de la diverse cursuri și articole de storytelling și așa mai departe, în general, oamenii cumpără o poveste. Bun. Să nu uit ce vreau să vă mai spun. Mă rog. Este importantă partea asta, am mai spus odată, de social proof, pentru că mă conectează efectiv cu Facebook-ul și cu prietenii utilizatorului, iar dacă el vede că și alții prieteni de lui mă plac, atunci poate va fi cu atât mai tentat să cumpere de la mine. Sau dacă va vedea review-uri pozitive. Toate astea creează încredere, efectiv. Ok. Un alt lucru important este să am review-uri de produs, pentru că și ele îmi dau încredere și asta e important să o fac chiar dacă sunt un magazin online care are doar 20 de produse. E mai important să fac asta decât absolut orice. Deci, practic, așa ca lucruri esențiale, e important să am buton clar de adaugă în coș, coș de cumpărături clar, contact, flux de comandă, pagină de despre noi, iar apoi, printre principalele lucruri, trebuie să am descrieri detaliate de produse. Și cred că chiar mă uitasem aici la Roșia Montană, că m-a plăcut foarte, foarte mult, la Made in Roșia Montană. Și foarte frumoase și absolut evidențind beneficiile produselor. Dar, de asemenea, e foarte important să am review-uri de produse, să văd ce au spus alți oameni care au cumpărat acel produs, să văd că ei au spus că este de calitate, că au fost mulțumiți, că au fost mulțumiți de serviciile magazinului meu online.
V-am mai spus asta mai devreme, o imagine face cât 1000 de cuvinte și în e-commerce. E foarte important ca imaginea să fie bună, calitativă, reală. V-am spus despre negoții. Despre text, în primul rând trebuie să conțină toate informațiile cât mai exacte, cât mai detaliate, ca acel client al vostru să știe exact ce cumpără. Iar în al doilea rând trebuie să creezi o legătură emoțională cu el din acest text, exact ceea ce fac cei de la Made in Roșia Montană. Îmi spun că lână are calități termoizolante, că este ușor de întreținut, că este 100% din lână. Exact asta trebuie să fac, nu să vin cu o descriere chioară de produs. Ok. Bun. De review-uri v-am spus. Un alt lucru destul de important este ca în pagina de produs să nu am doar acest produs, să am undeva cei care au cumpărat căciulă numărul 2. Apropo, asta nu mi se pare foarte ok să se numească căciulă numărul 2. Aș putea să-i spun și eu căciulă Rosalinda sau ceva, ca să-l atrag pe client, să creez o relație cu el, dar ar fi util să-i recomand cei care au cumpărat căciulă numărul 2, au mai cumpărat și fular numărul 5, ideal nu numindu-se așa. Ar fi bine asta pentru că atunci poate clientul este exact ca într-un magazin. Mă duc și îmi iau o conservă de ton, dar mai văd lângă și o salată. Și mă gândesc, băi, dar ce bine ar merge tonul ăsta cu salată. Altfel, dacă nu mi-oferi nimic altceva, eu o să-mi cumpăr doar conserva de ton și o să mă duc acasă doar cu ea. Da? Dar dacă atunci când eu îmi comand această căciulă, tu îmi dai și alte produse similare pe care mi le-aș putea cumpăra și care merg, cu atât mai clar clientul va cumpăra mai mult de la voi. Ok, iar pe asta nu pot să insist suficient, deci asta este cel mai important lucru. Trebuie să aveți un proces foarte clar și ușor de cumpărare. Adică odată ce dați clientul dă click pe adaugă în coș, trebuie ca totul să meargă cât mai ok și cât mai fără erori. Ce vreau să vă mai spun? Pe partea de cum vând efectiv, aici clar depinde foarte mult de buget și depinde de publicul vostru. Cel mai important în partea de marketing online, ca să pot să vând online, este să-mi cunosc clientul, să știu efectiv cum arată și nu doar la modul ăla general de 25-35 de ani, femei, la la la. Trebuie să știu exact ce fel de oameni ar prefera produsele 100% din lână. Cred că sughiță cei de la Made in Roșia Montană. Deci, nu trebuie să, trebuie să-mi fie cât mai clar exact cum arată, exact ce vârstă au, ce alte lucruri le plac, care sunt motivațiile interne care să-i facă să-și dorească produse 100% din lână, sunt motivații sociale legate de producătorii din zonă sau sunt motivații de tipul este sănătos să porți lână. Deci, exact toate detaliile astea trebuie să le știu. De ce? Pentru că apoi să știu unde anume își caută ei informații. Practic despre asta e marketing online. Atunci când nu ai bugete imense, ca eMAG, spre exemplu, că și ei vă sughița de câte ori am menționat, atunci când nu ai bugete imense, ca să fii la TV, să fii pe online, să fii în presă, să fii la conferințe, la evenimente, la târguri de nunți și peste tot, în cazul ăsta, cel mai deștept și mai util lucru pe care poți să-l faci atât pentru business-ul tău și pentru client, este să te faci ușor de găsit. Deci, în momentul în care clientul caută să cumpere produsul tău sau atunci când clientul este în contextul de a cumpăra produsul tău, atunci tu trebuie să-i răspunzi în fale. Cam asta este ceea ce poți să faci. Și asta înseamnă prin metode ieftine, ieftine dacă știi și te și pricepi la cuvinte, este măcar să-ți faci un blog care să-ți ofere conținut valoros pentru cel care caută tipul tău de produse și indirect să te promovezi și pe tine, prin social media, targetând foarte clar care sunt clienții tăi și creându-ți o pagină de Facebook care să-i atragă încet, încet, în mod organic, exact pe clienții tăi, prin optimizare pentru motoarele de căutare, care nu e nici vreo știință, nu e un rocket science, așa e destul de ușor de făcut de la început și practic e un proces minim de marketing prin care cumpărătorul poate ajunge ușor atunci când caută pe Google produsele tale să poată ajunge la tine. Deci trebuie de la început să fie optimizat Google și trebuie să lucrezi la asta întotdeauna sau cel mai ușor prin marketing online, dar mai costisitor, și anume prin Google AdWords, Google Display Network și Facebook Ads, subiecte mult prea vaste despre care nu vom mai avea timp să vorbim acum.
Întotdeauna cam despre asta am vrut să vă vorbesc azi. Dacă aveți nevoie de ajutor sau de cineva care să vă îndrume, vă stau oricând cu mare drag la dispoziție. Sunt coorganizator al GPEC. O să vă mai spun o dată foarte pe scurt, nu în scop promoțional, ci în scopul de a vă ajuta, ce facem noi la GPEC și de ce vă spun că întotdeauna suntem aici să vă ajutăm pe zona de e-commerce, este să sprijinim comunitatea de e-commerce din România și să ajutăm la dezvoltarea acestei piețe. Și facem asta prin evenimente de e-commerce și prin acea competiție a magazinelor online despre care v-am povestit, care este de fapt un audit al magazinelor online, ca să le ajutăm pe ele să descopere ce puncte slabe au și cum le pot remedia, așa încât clienților să le fie mai ușor să cumpere de la ele. Ce mai oferim noi, în afară de evenimente minunate, unul tocmai a fost săptămâna aceasta, și de partea de competiție și de audit, sunt cursuri de e-commerce. Avem cursuri de e-commerce care se desfășoară de 3 ori pe an în colaborare cu cei de la DarezGo și mai avem școala de vară GPEC de e-commerce care se desfășoară în fiecare an în ultima săptămână din august. Deci cu asta vă putem ajuta oricând. Iar în plus cu sprijin, prin conținutul nostru și prin răspuns la întrebări, apropo de la ce trebuie să fiți atenți atunci când aveți un magazin online, ce fel de furnizor să vă alegeți, vă putem face recomandări și vă putem răspunde la întrebări minime, evident în funcție de timpul disponibil. Vă mulțumesc mult pentru atenție și întrebări oricând, acum sau altă dată. Mă auziți? Mă auzi, Raluca? Mă auzi? Ok. Sper că mă auziți. Ok. Avem o întrebare de la Alexandra, care te întreabă cum motivăm clienții să scrie review-uri pentru produse care încă nu au review-uri. Cum îi facem pe oameni să scrie review-uri? Dacă ai câteva... Așa, cele mai top of mind, lucruri care vin în minte sunt că atunci când a plasat o comandă și aceasta a ajuns la el, să-i dau un minim telefon după și să-l întreb dacă a ajuns produsul, dacă e mulțumit, dacă e happy și atunci să-l rog să placeze și un review, mergând pe zona asta emoțională, mai puțin emoțional și mai puțin costisitor ca timp, este să-i trimit un mail în același scop și te rog frumos să-mi lasă un review. Înțeles, mulțumesc! Alina te întreabă cum te poate contacta, cum poți fi contactată. Dacă adresa mea de e-mail. Mai avem o întrebare. De ce ar cumpăra cineva un produs de pe un website al unui ONG? Prima întrebare. Ce e mai bine, să vinzi un produs pe un website al unui ONG sau pe un website total nou? Întreabă Olivian. Aici mi se pare că partea asta cu ONG-urile chiar poate ajuta, adică pot să atrag și clienți care au motivație emoțională de a ajuta. Deci cred că practic merg și într-o zonă de... Cred că mă ajută destul de mult componenta asta de ONG, dar cred că de aici depinde răspunsul de care îmi sunt clienți. Te vânzi și dacă i-ar motiva pe clienții mei faptul că este un ONG în spate, sau dacă nu, dacă sunt orientați mai comercial și pentru ei, de exemplu, contează brand-uri, lucruri de tipul ăsta, atunci e mai bine să-mi fac un brand separat. Mai a fost o întrebare. Legea comerțului electronic se aplică pentru toți oamenii care fac comerț online, indiferent că sunt ONG sau că sunt asociații, sunt non-profit sau că sunt PFA sau SRL. Aici avem în echipa GPEC un specialist, o să-l rog frumos să-mi trimit întrebarea asta prin e-mail ca să nu mă hazardez către un răspuns unde nu e zona mea de specialitate. Avem unul dintre cei mai avocați pe zona de internet, Bogdan Manolea, și voi întreba din partea lui. Mulțumesc, îl cunoaștem pe Bogdan. Mai avem o întrebare. Crezi că magazinele online de tip charity shop ar funcționa în România dacă este loc? Da, chiar au mai existat niște încercări, au început așa, cu succes. Cred că există loc, dar la fel, depinde foarte clar de la început să-și targeteze bine clienții și să facă lucrurile cât mai ok. Da, cred că există un mare potențial. Mulțumesc, mai am o întrebare. Sunt utile sau văzute cu încredere în România site-urile pe Facebook ca tab? Au încredere cumpărătorii în acest tip de site-uri?
Cred că Adriana, sper că se referă la dacă dăm share-uri la site-uri pe Facebook, nu? La asta te referi. Sau poate se referă efectiv la comercializa prin Facebook. Să știți că sunt foarte mulți care reușesc să comercializeze chiar și doar prin Facebook, dar că asta nu prea putem numi noi comerț online. Asta nu se măsoară. Deci asta nu e inclus în acest 1,1 miliarde de euro de care povesteam. Nu a fost măsurat, dar da, sunt mulți, mai ales pe zona de handmade, care vând direct prin Facebook. Până într-un punct al business-ului, cred că și asta e o metodă ideală. De la un punct încolo, ca să capăt mai multă credibilitate, ar fi important să-mi deschidă platforme. Dar asta mi se pare o modalitate chiar excelentă să testezi piața, să vinzi efectiv prin politici. Mai avem o întrebare. Care este procedura pentru un ONG să înceapă o activitate economică în zona de e-commerce? Este, cred că, întrebarea pentru Bogdan Manolea. Deja avem răspunsul lui Bogdan, să știți că o să-l trimitem tuturor în e-mailul de follow-up. Mai luăm o întrebare. Există module care leagă open cart-ul de Facebook? Se poate cumpăra direct din Facebook? Nu, nu puteți știu eu. Okay, mulțumesc. Mai avem o întrebare de la Laurențiu care te întreabă ce ne puteți spune despre închirierea unei soluții de e-commerce pentru magazine aflate la început de drum. Este mai eficient și mai ieftin decât să dezvolți o platformă de la zero? Da, pe chiar asta am povestit mai devreme. Da, la început chiar aș merge pe varianta asta, mi se pare cea mai. Adică se referă bănuiesc la exact varianta aia de tip Shopmania Biz, Content Speed Startup, da, mi se pare varianta perfectă. Mai avem o întrebare. Adelin te întreabă dacă există magazine românești care au piață de desfacere în străinătate și dacă da, pe ce domenii? Da, există, mai ales pe zona aceasta de nișă sau pe zona unde au avut un avantaj competitiv, mai există pe fashion, pe zona asta de producție locală, de piele, de diverse materiale, da, există. Spre exemplu, cel mai de succes și mai mare exemplu e Musette, care vinde destul de mult la afară. Da, există și există de succes, dar evident e destul de greu din punct de vedere marketing. E mai costisitor să vinzi din afară, e mai greu pentru că nu știi atât de bine piața, sunt câteva bariere, dar chiar cred foarte mult în zona asta că se va dezvolta și sunt unii dintre mari retaileri din România care vor să încearcă să vândă la afară. Mai avem o întrebare. Cristian zice, te întreabă dacă ai vreo impresie despre Wix.com, platforma pentru magazine. Chiar nu știu pe partea de e-commerce cum funcționează, dar bănuiesc că o știu pe partea de website-uri și mi s-a părut foarte, foarte util. Am auzit cuvinte de bine, o să o testez și eu și o să răspund. Mulțumesc. Dacă mai sunt De întrebări. tot. Așa. Oricine mai are întrebări, mi le poate trimite pe mail cu mare drag. Până acum nu mai sunt întrebări. Raluca, îți mulțumesc tare mult pentru timp și pentru prezentarea foarte interesantă pe care ne-ai oferit în seara asta. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi până acum. Ne revedem la următorul webinar. Stați aproape de noi. Raluca, îți mulțumesc din nou pentru prezentare. Eu mulțumesc mult. Mulțumim tare mult! O seară bună tuturor și așteptăm cu interes să completați formularul de feedback pe care l-am pregătit la final. Sunt doar 6 întrebări. Mulțumesc tare mult!